Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Atent și am descoperit care este viitorul televiziunii. A venit deja, este aici. Unde e? În America deocamdată, dar vine și la noi. Peste un sfert de milion de americani s-au înscris să primească gratis câte un Smart TV 4K, o avalanșă de cereri, 100 de mii numai 36 de ore, fiecare TV, de Smart TV 55 de inci, $1000. Bun. Televizorul vine însă cu un dispozitiv de vine și cu un dispozitiv de streaming Android TV fără costuri suplimentare. Nu deci care e șmecheria? Șmecheria este asta. Televizorul vine cu un ecran mai mic atașat, care vine pe toată lățimea în partea de jos. Da. Care pornește automat și rulează reclame de fiecare dată când deschizi tu televizorul. Deci are ca un scroll așa, dar mai lat? Da, mai lat. Este sau un bar. Bravo. E mai lat, este cât un monitor de desktop. Este cât un monitor de calculator, înțelegi? Uh-huh. Da, pe toată lățimea. Adică ăla are și el o înălțime de vreo 30 de centimetri. Nu-ți imagina că e o bandă. Deci cum avea o burtieră foarte lată. Foarte lată. Sau un picture-in-picture... lat pe cât e pe jos, televizorul da. De lat. Asta e ideea unui startup american, Telly. Și pui mileu pe ea și nu mai vezi. Asta n-ai cum. De ce? Pentru că, de ce? Acolo se află toate comenzile televizorului. Deci nu poți să-l maschezi. E infraroșu ăla, cum ar veni. Înțelegi? Deci de acolo trebuie să dai mai încet, mai tare, trebuie să reglezi lucruri, de acolo îl pornești, îl oprești, și nu merge să... Și dacă încerci să-l deconectezi cumva, se blochează tot sistemul. Să le aducă la noi că le dăm de cap. Exact, asta se pune un carton, se face un decupaj mic acolo, exact unde trebuie. Deci, practic, se rulează reclame non-stop. Rulează reclame non-stop. Tu te uiți la ceva... Și merg pe jos. Mai reclamele. Da. Chestia e că consumatorii din generația Z și generația Millennial... Așa. În general refuză orice au legătură cu reclamele. Adică reclame nu ne interesează. Chestii, nu știu ce. Ăștia sunt două treimi din înscrierile la tele. Deci când au auzit că e gratis cu reclame, păi dați-le încoace. Deci de fapt ei nu sunt împotriva reclamelor. Ei sunt împotriva câștigurilor din reclame pe care le-ar putea avea alții decât ei. Da, da, da. Adică aici este de fapt vorba de invidie. De ce să câștige ăla bandă în privitul meu? Dar dacă îi dai și lui ceva, atunci, da, domnule, mă uit, n-am nicio problemă, să împărțim câștigul. E anunțurile astea publicitare, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, în colțul din dreapta și în rest sunt, comenzile televizorului, sunt interactive cum sunt acum, adică cum ai pe YouTube, cu link și... Ca să primești televizorul ăsta gratis, te înscrii pe site și dai date demografice despre tine și despre familia ta și eu cred că la noi ar prinde. Adică ar prinde foarte bine, oricum noi avem antrenament. Generații întregi, dacă vă aduceți aminte, s-au uitat și ne-am uitat la televiziuni în limbi străine din care nu înțelegeam absolut nimic. Vai! Pentru tine am dat-o pe asta. Îmi dau lăcrimi. Asta mă gândesc. Serios. Îți revezi copilăria. Mamă, era melodioară. Și la ea era aproape la fel de scurt ca la noi. Numai că la noi era numai de două pe săptămână, sâmbătă și duminică. Ce anume? Desen animat. Ah. Era album duminical și duminica în familie. Era album duminical. Nu. Da. Album duminical. Erau sâmbătă la prânz. La sfârșit de săptămână. Emisiunile de după masă. Și mai erau seara pe la 7 sau când erau Mihaela. Și era, bă, tăiau din episodul de Tom și Jerry, oamenii erau cretini total, adică erau dorăutate înspăimântătoare, mă, n-ai mă cum să faci așa ceva. Adică nici măcar ăla avea 5 minute tot sau 7, nu știu, ăștia dau 4, nu mai știu cum era. Dar țin minte că eram mereu frustrat că super frustrat că iau poanta de la banc. Da. Da. Bulgarii o lăsau toată, dar erau scurți și ei, adică acolo eram, pardon, ce-am ascultat mai devreme genericul de Lecanoș de Ța, adică Noapte Bună Copii, da. Eram fiecare seară. Aha. Și eu mă uitam, eram abonat. Și la Mihaela nu te uitai, mă? Ce? La Mihaela nu te uitai? Mihaela și Cățelul. Cine e Mihaela, mă? Păi Mihaela era odată de Paște și de Crăciun era Mihaela. Nu e adevărat. Nu e adevărat, eram fiecare seară Mihaela. Cosmopolitule, te uitai numai la bulgari. La desenele noastre românești. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.